În sfârșit, se face ordine la încărcătoare. Parlamentul European avansează în direcția unui nou model unic de încărcător în întreaga Uniune, indiferent de producător. Cu mai multe amănunte, mi se alătură acum Felix Damian, editor Aleph News. Felix, bună! Despre ce măsură legislativă este vorba mai exact? Tamara, Comisia Europeană, trebuie să spun că a prezentat o propunere legislativă încă de anul trecut pentru stabilirea unui conector universal pentru încărcarea dispozitivelor mobile, tabletelor, camerelor digitale, căștilor și consolelor de jocuri. În 2020, aproximativ 420 de milioane de telefoane mobile și alte dispozitive electronice portabile au fost vândute în Uniunea Europeană. Fiecare european se știe că deține cel puțin 3 încărcătoare pentru telefoane mobile, dintre care îl folosește doar pe unul dintre ele în mod regulat. Parlamentul European de aceea a votat ieri ca toate telefoanele mobile și alte echipamente electronice să folosească un singur tip de încărcător. Asta va crea în sfârșit ordine în haosul de cabluri și încărcătoare și nu te va mai întreba nimeni dacă ai încărcător de Samsung sau de Apple. Într-adevăr, ar fi bine să se schimbe asta. Totuși, de unde vine dorința în privința acestei legi care să clarifice acest aspect tehnologic? Obiectivul tuturor acestor modificări este reutilizarea încărcătoarelor prin cumpărarea unui dispozitiv nou și să se reducă astfel producția de deșeuri electronice. Situația este costisitoare dacă aduni cheltuielile pentru consumatori în primul rând, care consumă 2,4 miliarde de euro pe an pe încărcătoare adiționale, în timp ce încărcătoarele aruncate și neutilizate reprezintă 11.000 de tone de deșeuri electronice pe an. Mai mult, 38% dintre europeni spun că au avut probleme cu încărcarea telefonului mobil cel puțin o dată din cauza incompatibilității încărcătoarelor disponibile, potrivit datelor culese de comisie. Mă număr și eu printre ei, să știi. Totuși, spunem, când aș putea fi și eu în posesia unui încărcător universal? Când ar putea intra în vigoare? Planurile Comisiei Europene sunt ca să adopte politica unui încărcător universal până în 2024, cu acorduri încheiate în prealabil cu marile companii tehnologice. Deocamdată nu se știe care va fi conexiunea universală aleasă. USB-C este favorit ca să ajungă încărcător universal în Europa. Nu este încă oficial, deși poziția favorabilă a Parlamentului European este un pas important pentru promovarea acestei conexiuni. În acest caz, trebuie spus că legea va avea un impact mai mare asupra Apple, care continuă să utilizeze propriul său conector Lightning, în timp ce încărcătorul de tip USB-C este utilizat de majoritatea producătorilor de tehnologie. Felix, îți mulțumesc pentru toate informațiile.